Bună dimineața, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, stimați invitați și participanți la această ședință. Permiteți-mi să demarăm ședința de susținere a tezei de doctorat, autor Ondarenko Olga, cu titlul Particularități ale reflecției și maturității personale la tineri cu trăire diferită sentimentului. Компонента комиссии доктора а просто курсы комментатору комиссии один другой, а просто пробаты, где консилиум в школе докторале, старый чайный эдукации, без нового спозиции, после долгой доли чего, процесс вербал не рудой. Здесь интересно, что пробаты, где кредит консилиум в школе комиссии, а в университете не стало дата где 4 ноября, а ну прям. Процес вербал номер 4. Această комисии constă din președinte semnată, doamna Tolstaia Svetlana, doctor în psihologie, conferința universitară, conducătorul de doctorat al doctoratei, doamna profesor universitar, Platon Carolina, referent oficial din partea departamentului al universității din Moldova, doamna profesor universitar, Cuznețov Larisa, referent universitar, referent oficial din partea Universității Ion Creangă, doamna conferințiar universitar, Gonța Victoria, referent oficial din partea Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, doamna conferințiar universitar, Angela Salagia, membru al acestei comisii de doctorat și doamna conferențiar universitar, Palada Oxana, secretar științific în cadrul acestei comisii. Stimați membri ai comisiei de doctorat, stimați participanți, permiteți-mi să dau citire succint dosarului domnului pretendent la titlul de doctor în psihologie, doamnei Olga Bondarenko. Doamna Olga Bondarenko a fost înmatriculată la studii de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova, începând cu 1 noiembrie 2016. Prin ordinul directorului numărul 83 din 30-16-2016, la forma de studii de temă. Conducător științific, doamna conferențială universitară doctoră în psihologie, Tolstaia Svetlana. Comisia de îndrumare al doctorandei a fost constituită din 3 membri ai Departamentului Psihologie. Este vorba de doamna Carolina Platon, profesor universitar subsemnată, și doamna Anțăvor Ludmila, conferențială universitară doctor habilitat în psihologie. În perioada 1 noiembrie 2016-30 2019, doamna Bondarenko Olga a realizat integral cerințele prevăzute în cadrul programului de pregătire universitară avansată și a programului individual de cercetare științifică, acumulând pe parcursul anilor de studii 140 de credite. Și anume, 40 de credite susținute în cele 4 examene cu nota 10, 25 de credite din programul individual de cercetare științifică, 30 de credite susținute în cele 3 grade științifice aferente științei de doctorat și 45 de credite prin publicarea articolului. Conținutul cercetării doctorandei este relevant pe parcursul anilor de studii la doctorat în 9 publicații. De remarcat că în 18 decembrie 2019 a fost redactat titlul tezei de doctorat în asumirea reflexii și delete, un mod de idei să rasnă pereșvanii adinocestă. Conform prevederilor procedurii operaționale de admitere la susținerea publică a tezei de doctorat, aprobat în ședința Senatului Universității de Stat din Moldova din 3 aprilie 2018 și procedurii operaționale de depunere și susținere publică a tezei de doctorat,
aprobată de Consiliul Științific al Universității de Stat din Moldova, au fost îndeplinite următoarele cerințe. Deci, teza de doctorat a doamnei Bondarenko Olga, inclusiv și rezumatul, a fost trecut prin programul antiplagiat, inițial pe data de 14 aprilie 2020. Apoi, teza a fost susținută în cadrul Departamentului Psihologie al Universității de Stat din Moldova în data de 29 iunie 2020, obținând aviz pozitiv și recomandare pentru susținerea la etapa următoare. În ulterior, după modificările realizate, teza a fost trecută încă o dată prin programul antiplagiat, obținut numărul de puncte admisibil pentru o astfel de lucrare. De asemenea, studenta doctorantă Olga Bondarenko a prezentat dosarul cu lista de documente necesare la depunerea oficială a tezei de doctorat, care include următoarele. E vorba despre cererea de admitere a tezei de doctorat pentru susținerea publică. E vorba despre extras din decizia Consiliului Științific privind aprobarea temei de cercetare. E vorba despre extras din decizia Consiliului Științific de redactare de teze de doctorat în decembrie 2019. De asemenea, dosarul include avizul Departamentului Psihologie privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat, care a avut loc în data de 29 iunie 2020. E vorba despre acordul conducătorului de doctorat și a membrilor Comisiei de Îndrumare privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat din 10 septembrie 2020. E vorba despre adeverința privind parcursul studiilor universitare de doctorat. De asemenea, este prezentată lista publicațiilor științifice conform regulamentului privind atribuirea calificativelor de doctorat. De asemenea, este inclusă lista conferințelor și a altor forumuri științifice naționale și internaționale la care a participat doctoranta. Există notificarea privind doctorat și, bineînțeles, CV-ul personal. Dosarul este complet și îl avem astăzi în format fizic. Stimați membrii ai Comisiei de Susținere, dacă există întrebări cu referință la dosarul pretendentei, vă rog să adresați. Dacă nu sunt întrebări, conform procedurii, se oferă cuvânt doctorandei Olga Bondarenko 30 de minute pentru a prezenta principalele rezultate științifice cuprinse în teza de doctorat. Vă rog. Mulțumesc, doamna Angela. Bună dimineața! Se aude bine! Eu vă mulțumesc mult, doamna Angela. Tema nașей диссертационной работы – особенности рефлексии и личностной зрелости у людей с разным переживанием одиночества. Автор Бондаренко Ольга, научный руководитель Толстая Светлана. Актуальность темы определена современными тенденциями, диктующими увеличение количества людей, для которых одиночество сопровождается негативными переживаниями и страхом остаться наедине с самим собой. Анализ научной литературы раскрывает, с одной стороны, явление одиночества как негативного, с другой стороны,
исследователи признают необходимость одиночества для самопознания и развития человека. В качестве ключевых феноменов, сопровождающих и поддерживающих его в процессе самопознания, исследователи выделяют феномен рефлексии. Личностная зрелость выступает здесь как интегральное качество личности, которое обуславливает такую организацию ее жизнедеятельности, при которой личность является субъектом своего жизненного процесса, успешно реализующим поставленные жизненные задачи. В этой связи понятие зрелости оказывается связанным и с самоактуализацией, поскольку в ходе данного процесса личность освобождается от невротических проблем в жизни, то есть приобретает способность стать достаточно устойчивой для того, чтобы эффективно их решать, равно как и другие задачи, которые ставит перед нами жизнь. В настоящее время имеются трудности в интерпретации сущности одиночества и его специфики, то есть многие исследователи признают необходимость одиночества для самопознания и развития человека. В Республике Молдова проблема одиночества рассматривалась в работах Фурдуй, в работах Пломадяла. В качестве феноменов, сопровождающих человека в процессе самопознания, исследователи выделяют феномены рефлексии. Здесь можно отметить работы Тома и Березовски. Рефлексия играет значимую роль в процессе развития личности, то есть это возможность посмотреть на себя со стороны, проанализировать эту возможность. Данные характеристики присущи индивиду, обладающему достаточным уровнем личностной зрелости, которая проявляется в жизненных выборах и ответственности за принятые решения. В нашей стране тему личностной зрелости изучали Сильвестру, Браздау, Тома, Черницяна и другие. В свою очередь, изучение аспектов самоактуализации мы находим в работах Кузнецов, Толстой и других. Таким образом, проблемой данного диссертационного исследования является необходимость изучения индивидуальных различий в формах субъективного переживания одиночества и их влияния на жизнедеятельность. Определив характер одиночества как субъективного переживания и связанного с ним степень развития рефлексии личностной зрелости, мы можем обнаружить и предупредить его разрушительный эффект на личность, в частности, способствуя развитию данных психологических характеристик. Методологическую базу исследования составляют методы теоретического уровня, методы эмпирического уровня, такие как дифференциальный опросник переживания одиночества Осина Леонтьева, опросник дифференциальной рефлексии Лаптева, Осина и Саликовой, самоактуализационный тест Шостром и методика диагностики личностной зрелости Руженкова, Руженкова и Лукьянцева, ну а также методы описательной статистики. Научная новизна и оригинальность состоит в том, что выявление особенностей взаимосвязи рефлексии и одиночества. В частности, показано, что системный тип рефлексии, который характеризует зрелый уровень функционирования этого механизма, демонстрируют молодые люди, имеющие позитивные отношения к переживанию одиночества, то есть воспринимающие его как возможность аутокоммуникации. Обнаружено, что позитивное одиночество имеет ведущее значение в процессе самоактуализации личности. Показано, что структура самоактуализации, личностная зрелость и рефлексивность являются взаимосвязанными процессами с одной стороны, а также связаны с типом переживания одиночества с другой стороны. Решенная значимая научная проблема состоит в установлении особенностей рефлексии, личностной зрелости, самоактуализации молодых людей с разным типом переживания одиночества, выявление различий в проявлении взаимосвязей между видами рефлексии и типом переживания одиночества, самоактуализации личностной зрелости, что способствовало созданию тренинговой программы по развитию рефлексивности, позволяющей эффективно воздействовать на развитие позитивного переживания одиночества и способствующей повышению личностной зрелости и самоактуализации личности. Теоретические выводы диссертации дополняют знания об одиночестве как о психологическом явлении и об особенностях его переживания в молодом возрасте. Материалы исследования дополняют научные представления о специфике рефлексии, самоактуализации и личностной зрелости юношей и девушек в период профессиональной и учебной занятости. Практическая значимость состоит в разработке и апробации тренинга, основанного на повышении рефлексивности, возможности использования результатов исследования в практике, консультирование молодых людей с проблемами, связанными с самопознанием, саморазвитием, использование полученных данных при подготовке учебных курсов и так далее. При научном рассмотрении одиночество предполагает комплексное изучение, и, конечно, его определение зависит от направленности исследователя, который изучает данный феномен. Мы определяем одиночество как психологическое состояние, переживание себя как не вовлеченного в связи с другими людьми. То есть это может характеризоваться как физической изоляцией, так и присутствием других, но без
психологического с ними контакта. Обобщая данные в изучении личностной зрелости, можно выделить индивидуально-психологические критерии, то есть такие как ответственность, осознанность, направленность на саморазвитие, самопринятие, автономию и прочее, а также социально-психологические критерии личностной зрелости, такие как толерантность, позитивные межличностные отношения и так далее. То есть понятие зрелости оказывается связанным с самоактуализацией. Человеку необходимо осознавать, что свое стремление к самоактуализации может реализовать, прежде всего, осознав себя, свою внутреннюю природу. То есть необходимо научиться сонастраиваться этой природе, исходя из этого строить свое поведение. В качестве ключевых феноменов, сопровождающих и поддерживающих человека в процессе становления личностной зрелости и самоактуализации, выделяются феномены рефлексии. То есть существует несколько различных форм рефлексии, противопоставляемых арефлексивному фокусу направленности сознания, где отсутствует самоконтроль. Так, системная рефлексия позволяет нам охватить поле субъекта и поле субъекта и делает ее наиболее адаптивной. Она оказывается наиболее многогранной, объемной, именно она позволяет видеть вот эти альтернативные возможности. Интроспекция объясняет феномен концентрации на самом себе, когда внутренние переживания являются центром видения ситуации. Квазирефлексия, в свою очередь, представляет собой процесс фантазирования, при котором субъект находится за пределами актуальной ситуации, что позволяет судить о его оторванности от ситуации здесь и сейчас. Научная проблема, стоящая перед данным диссертационным исследованием, заключается в необходимости изучения индивидуальных различий в формах субъективного переживания одиночества, степени развития рефлексивности и их влияния на уровень самоактуализации и личностной зрелости. Таким образом, определив характер одиночества как субъективного переживания и связанную с ним степень развития рефлексии и личностной зрелости, мы можем обнаружить и предупредить его разрушительный эффект на личность, в частности, способствуя развитию данных психологических характеристик. В исследовании нашем принимали участие молодые люди, проживающие в городе Кишинев, всего 224 молодых человека в возрасте от 20 до 25 лет, из них 120 студентов и 104 молодых человека без высшего образования, занятых в разных сферах деятельности. Нами было выдвинуто положение, что молодые люди будут переживать общее одиночество, в то время как девушки будут обладать более выраженной тенденцией к позитивному переживанию одиночества. Исходя из результатов, показатели шкалы позитивного отношения к одиночеству и шкалы общего переживания одиночества попадают в зону значимости. Согласно шкале общего переживания одиночества, молодые люди чувствуют себя более одинокими, чем девушки. Отношение к одиночеству между студентами и работающими молодыми людьми обнаруживает статистическую разницу, которая показывает, что группа работающих выглядит более автономной в нахождении с самим собой, положительно расценивает одиночество и, скорее всего, связывает его с возможностью для самоанализа и роста. Статистически средние показатели в группе студентов и работающих отличаются по типу системная рефлексия, которая оказывается недоступной формой для самосознания для большинства студентов и становится результатом приобретения автономности в современном мире, где приходится учитывать множество внутренних и внешних сил. Исходя из статистической обработки данных, мы можем также сделать выводы о том, что средние в группах студентов и работающих различаются по параметру ответственность и терпимость. В группах молодых людей существуют различия также по шкалам самоактуализационного теста, такими как спонтанность, самопринятие и контактность, поскольку в целом обе категории испытуемых оказываются ближе к самоактуализирующейся личности, можно говорить о том, что им присущи такие черты, как принятие самого себя, возможность спонтанно демонстрировать это другим через свои чувства и действия. Стоит также отметить, что различия по таким шкалам теста, что существуют различия по таким шкалам теста, как ценностная ориентация, гибкость поведения, составляющий блок ценностей и сензитивности. Средние показатели в группе молодых людей с позитивным отношением к одиночеству и двух других групп, то есть в зависимости от общения общего одиночества, отличаются по типу системной рефлексии и по типу квазирефлексии. Средние в группах респондентов с позитивным отношением к одиночеству и зависимости от общения, то есть 1 и 2,
различаются по показателю общая личностная зрелость. То есть мы можем утверждать, что благодаря способности респондентов с позитивным отношением к одиночеству находить для себя ресурсы в уединении, общий показатель личностной зрелости здесь может формироваться из таких характеристик, как автономность, самостоятельность, осознанность. Это может обуславливать различность групп испытуемых по показателю саморазвития. Статистически значимый результат был замечен в показателе общей самоактуализации в группе позитивного отношения к одиночеству, в группе зависимости от общения, а также позитивного отношения и общего переживания одиночества. То есть, реализуя в одиночестве потребность в неприкосновенности внутренней жизни, они не стремятся к отношениям зависимости с другими, но в то же время способны ценить и быть полноценных дружеских отношений. Также у данных групп обнаружена разница по шкале самоуважения, по шкале синергичности и креативности. В средних группах также различаются по шкале гибкость поведения, по шкале ценностной ориентации. Интересно заметить, что шкала ценностных ориентаций, гибкости поведения в целом формирует блок ценностей, где реализуются, собственно, сами ценности и их поведенческие особенности. В то же время зависимые от общения респонденты, не принимающие одиночество, успешно избегают или пытаются преодолеть его путем погружения в социальные контакты и отношения с другими. По результатам корреляционного анализа позитивное отношение к одиночеству оказывается значимо связанным с общим показателем личностной зрелости, с такими его компонентами, как ответственность, саморазвитие и позитивное мышление. Достижение определенного уровня личностной зрелости предполагает накопление жизненного опыта, благодаря которому реализуется личностный рост. Такие молодые люди продуктивны в сторону усложнения своей личности, что демонстрируется через саморазвитие. Значимые отрицательные коррекционные связи в группе молодых людей, испытывающих одиночество, были выявлены показателем общая личностная зрелость и ответственность, а также саморазвитие. Молодые люди, осознающие себя одинокими, переживают состояние изолированности и нехватки эмоционального общения с близкими людьми. Также уровень значимости позволяет говорить о существовании отрицательной взаимосвязи между группой зависимых от общения и саморазвитием самостоятельности. Это может объясняться доминированием идентификации с другими людьми в процессе общения. В данном случае непринятие одиночества отражает неспособность оставаться одному и склонность искать общение любой ценой. Также были выявлены взаимосвязи между позитивным типом переживания одиночества и общей самоактуализацией. И такими шкалами теста, как ориентация во времени, поддержка, ценностной ориентации, сензитивность, самоуважение и самопринятие. Это говорит о том, что молодые люди с позитивным отношением к одиночеству обладают реальным уровнем самоактуализации, способны полно и осознанно жить в настоящем, выражая в нем свою субъектность. Были выявлены взаимосвязи между позитивным типом переживания одиночества и общей самоактуализацией, такими шкалами теста, как ориентация во времени, поддержка ценностной ориентации, сензитивность, самоуважение и самопринятие. Это говорит о том, что молодые люди с позитивным отношением к одиночеству обладают реальным уровнем самоактуализации, способны полно и осознанно жить настоящим, выражая в нем свою субъектность, предъявляемую посредством опоры на свои внутренние диспозиции по отношению к себе самому и окружающему миру. Общее переживание одиночества отрицательно коррелирует с общим уровнем самоактуализации и такими шкалами теста, как поддержка, ценностные ориентации, гибкость поведения, сензитивность и самоуважение. В результате актуального одиночества личность оказывается фрустрированной переживанием изолированности, отсутствием эмоциональной привязанности, что является одной из базовых психологических потребностей индивида. В группе молодых людей с зависимостью от общения нами были обнаружены отрицательные взаимосвязи с такими шкалами теста, как ориентация во времени, сензитивность, самоуважение и синергичность.
Анализируя взаимосвязь системной рефлексии со всеми типами отношения к одиночеству, мы выявили положительную корреляцию между системной рефлексией и зависимостью от общения и переживанием общего одиночества. Также была выявлена положительная корреляция между переживанием общего одиночества и квазирефлексией. Поскольку квазирефлексия представляет собой оторванность от реальности, где личность подвержена бесплодным фантазиям, можно говорить о данном типе рефлексии как о способе справиться с переживанием общего одиночества. Мы можем по результатам экспериментального исследования мы можем сделать следующие выводы. Существуют различия в структуре самоактуализации и личностной зрелости у молодых людей с разным типом переживания одиночества. Существует взаимосвязь между типом переживания одиночества и степенью рефлексивности, уровнем зрелости и содержанием самоактуализации молодых людей. Системная рефлексия выступает значимым предиктором позитивного отношения к одиночеству и опосредует связь между уровнем личностной зрелости и самоактуализации. Интроспективный тип рефлексии является доминирующим у студентов, в то время как работающие молодые люди чаще выбирают системную рефлексию. Личностная зрелость работающих молодых людей проявляется через такие компоненты, как ответственность и терпимость. Молодые люди, занятые профессиональной деятельностью, обладают большей степенью выраженности компонентов самоактуализации по сравнению с респондентами, занятыми учебной деятельностью. Девушки обладают более выраженные, нежели молодые люди, тенденции к позитивному переживанию одиночества, в то время как юноши переживают общее одиночество. Гипотезой, формирующей части исследования, является предположение о том, что в специально организованных условиях возможно развитие рефлексивности, позволяющее эффективно воздействовать на развитие позитивного переживания одиночества и способствующее повышению личностной зрелости и самоактуализации личности. Для участия в формирующем эксперименте были отобраны молодые люди с высокими показателями общего переживания одиночества в количестве 24 человек. Случайным распределением были созданы две группы по экспериментальной контрольной по 12 человек в каждой. И обе группы прошли ретестирование после завершения тренинговой программы с экспериментальной группой. По результатам ретестирования позитивные изменения произошли по показателю общая личностная зрелость, что может быть связано с повышением эффективности, с которой личность способна решать поставленные перед ней задачи. Изменения в структуре личностной зрелости затрагивают терпимость, позитивное мышление и самостоятельность. Статистические различия также подтверждаются по большинству субшкал теста самоактуализации. После участия в тренинге у группы молодых людей возросло понимание ценности жизни здесь и сейчас. Молодые люди стали увереннее в своих поступках, отражающих присущие им убеждения, ценности, а также желание, легче реагируют на изменяющуюся ситуацию и разумно в этих решениях. Отмечен прогресс уверенности в себе и доверия к окружающему миру. Получены различия по шкале сенситивность, наблюдаются значимые различия в показателях шкалы самопринятия и принятия агрессии, что позволяет сделать вывод о том, что у молодых людей появилось больше возможностей найти этот путь самим себе. Значимые различия есть по шкале контактность, познавательные потребности, креативности по общему показателю самоактуализации. Это означает, что отношение к себе как к ценному, к уникальному участвует в процессе адаптирования к новым факторам среды и помогает справиться с жизненными трудностями. Молодые люди, участвующие в тренинге, стали чаще реализовывать системный тип рефлексии и меньше отдавать предпочтение квазирефлексивному и интроспективному типам рефлексии. Статистически значимая разница также была получена по всем типам переживания одиночества. Молодые люди активнее позиционируют одиночество в позитивном ключе, нашли способы обходиться самим собой в ситуациях уединения, раскрыть его для себя с позиции самопонимания, самопознания и, как следствие, обнаружили для себя возможность переживания положительных эмоций в процессе вот этой аутокоммуникации. Выводы по результатам формирующего эксперимента мы можем сделать следующее. Повышение уровня рефлексивности и изменению субъективного отношения к одиночеству способствует психологический тренинг, направленный на осознание себя и понимание других людей, и также открытие и освоение новых возможностей в различных сферах жизни. В результате прохождения тренингов у респондентов отмечается тенденция к возрастанию понимания экзистенциальной ценности здесь и сейчас. Анализ данных, полученных до и после тренинга, позволяет говорить об увеличении количества респондентов с преобладающей системной рефлексией в результате прохождения программы тренинга. То есть позволяет нам сделать вывод о том, что
гипотеза исследования, что тренинг выступает способом коррекции показателей системной рефлексии, получила свое подтверждение. Полученные нами результаты могут быть использованы при дальнейшей разработке проблемы рефлексивности и отношения к одиночеству. Также мы можем сформулировать общие выводы по результатам исследования. Теоретический анализ исследований позволил определить негативные и позитивные эффекты одиночества, выявить изучение таких аспектов, как рефлексия, личностная зрелость и самоактуализация, является важным для рассмотрения одиночества как комплексного феномена. В данном контексте рефлексия играет значимую роль в процессе развития личности. Молодые люди с разным отношением к одиночеству различаются по показателю общей личностной зрелости и по структуре самоактуализации. Процесс саморазвития в данном случае строится на осмысление себя, требует устойчивости, волевых усилий и связанном с достаточной степенью также автономности и способности обособляться и идти своим курсом. Корреляционный анализ в группах молодых людей показал взаимосвязь отношения к одиночеству с ответственностью, саморазвитием, позитивным мышлением. Позитивный тип переживания одиночества также положительно коррелирует с общей самоактуализацией и такими ее шкалами, как ориентация времени, поддержка ценностной ориентации, сенситивность, самоуважение и самопринятие. Системная рефлексия связана со всеми типами отношения к одиночеству. То есть для молодых людей, обладающих системной рефлексией, позитивное отношение к одиночеству становится условием, при котором осуществляется вот это рефлексирование, особенности которого обнаруживают системное погружение в собственную личность с целью самопознания. Гендерный анализ в группах молодых людей продемонстрировал различия в шкалах принятия агрессии и креативности самоактуализационного теста, а также различия в позитивном отношении к одиночеству и общему переживанию одиночества. Изменению отношения к одиночеству может способствовать психологический тренинг, включающий коррекцию показателей рефлексивности. На основе изучения данного вопроса мы разработали ряд практических рекомендаций, способствующих продвижению проблемы рефлексивности в сторону ее системности. На первую очередь обеспечить доступность информации по теме одиночества и ее взаимосвязи с рефлексивными компонентами личности. Во-вторых, создать возможность участия в различных формах психологической поддержки через семинары, тренинги, создание группы интересов, возможно, в контексте других проектов. Предоставление возможности для саморазвития и самоактуализации в студенческой, в школьной, вообще, в принципе, в любой учебной среде. И как один из способов изменения показателей рефлексивности может быть рекомендован составленный нами тренинг развития рефлексивности, эмпирически доказавший свою пользу для респондентов. Анализ данных, которые мы получили до и после тренинга, позволяет говорить об увеличении количества респондентов с преобладающей системной рефлексией. И это позволяет нам сделать вывод о том, что гипотеза нашего исследования, что тренинг выступает способом коррекции показателей системной рефлексии, получила свое подтверждение в данном диссертационном исследовании. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Doamna Potâng. Se aude? Da. E vorba de întrebări. Eu n-am auzit. E vorba de posibilitatea de a pune întrebări. Da? Dacă îmi permite... Zic că dacă îmi permite, eu am trei întrebări. Întrebarea numărul unu. De ce ați, să zic eu așa, adăugat încă o componentă
și anume autocunoașterea în studiul dumneavoastră, dacă tema, de fapt, ne vorbește despre, să zic eu așa, trei componente sau trei caracteristici. Reflexia, maturitatea personală și singurătatea. Deci ați adăugat o a patra componentă. Care a fost cauza? Включи там у себя все. Да, спасибо. Вот сейчас не слышно. Включила звук. Я позже репетим куда-то, так и чего оно и нордене. Каролина Николаевна, спасибо большое за вопрос. На самом деле процесс аутокоммуникации описывает одну из шкал теста, который мы взяли по одиночеству. То есть у нас там есть три таких типа переживания, да, один из которых, то есть общее переживание одиночества, зависимость от общения и позитивное отношение к одиночеству. Каждая из этих шкал предполагает эмоциональное, да, переживание, собственно, эмоциональный компонент и инструментальный компонент. И вот этот процесс аутокоммуникации, он включен в описание шкалы позитивного переживания одиночества. Оля, nu e vorba de autocomunicare, e vorba de autocunoaștere, pentru care tu ai aplicat un test special, adică apare o a patra componentă în raport cu tema. Eu încerc încă o dată să explic. Tema sună în felul următor, particularități ale reflecției, 1, maturitatea personală, 2, la tinerii cu trăire diferită a sentimentului de singurătate. 3. În cercetare, tu ai mai introdus o componentă autocunoaștere, ai aplicat testul. De ce a fost nevoie încă de o componentă? Autocunoașterea. Самоактуализация. Самопознание. Автоактуализация. Самоактуализация личности. Нет, Ольга, самопознание. Аутокунаштери самопознание. Вон, я трекла întrebarea a doua. Да. Maturitatea personală, e posibilă fără autocunoaștere asta, cum vă spune Oxana? Оля, Оля spune. О, Ольга. Самопознание. Ну, аутокунаштери. Самопознание, да. Ну да, как одна из шкал. Тесты самоактуализации. Bine, întrebarea a doua, Оля. Eu de ce pun mai multe întrebări? Eu vreau zic că nu am introdus întrebările astea în avizul meu, da, aceste întrebări. De ce eu le pun acum? Vreau zic că ca și cum întrebările care s-ar fi putut introduce în aviz. Așa, întrebarea a doua. Iarăși, avem patru componente, da? Eu le mai repet încă o dată. E vorba de reflexie, e vorba de maturitate personală, e vorba de sentimentul de singurătate și e vorba de autocunoaștere, da? Cel puțin varianta română la cei la autoreferatul dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați vrut să studiați doar interconexiunea între aceste patru componente care, să zic, au aceeași pondere sau totuși v-ați gândit să zicem așa, să studiați și relația cauză-efect. Care e cauza și care este efectul? Care a fost totuși scopul principal? Взаимосвязь.
Да, взаимосвязь между одиночеством и самоактуализацией, личностью. Да. Да? Да, именно взаимосвязь. Только взаимосвязи, релати или антриели, фыры, сосквадится на эвиденции, где экземплу кариарфифост, кауза, шикари, да, сум, компоненты или кариарата и эффекта. Сегодня мы антребари. Ацелуат до группы, где субъекты эксперименталь, что я вам читит фарты атент, я ворба де ку студии супериуари, и фыры студии супериуари. Acum mă uit la grupul cu studii superioare. Sunt studenți cu vârsta între 20 și 23 de ani, asta înseamnă că studenți anul 1, anul 2, anul 3 de la diferite facultăți și la persoanele care sunt angajate în câmpul muncii, 20-25 de ani și aveți o palitră foarte mare de activitate pe care o, vreți că o realizează ei. Începând de la manageri, nu știu, manageri fără studii, bun, până la ospătari. Bun, ospătarii poate au niște studii speciale acolo, nu știu. Vreau zic că v-ați gândit sau ați presupus dumneavoastră că anume studiile superioare ar fi un element care, să zic așa, un element decisiv care v-ar ajuta să faceți aceste interconexiuni, să vedeți cum se comportă unii, cum se comportă alții, care e sentimentul de singurătate sau cum se manifestă el la unii și cum se manifestă la alții. Eu am în vedere elementul ăsta a studiilor. De ce ați pus la bază studiile, anume studiile superioare, cu studii superioare și fără studii superioare? Да, мы считаем, это отражено, в принципе, в результатах исследования, что молодые люди, которые работают, да, у них, собственно, и по вот этим шкалам автономности, да, по тесту личностной зрелости, если брать отдельно вот эти шкалы, у них есть значимые различия. То есть молодые люди, даже в таком молодом возрасте, 20-25 лет, без высшего образования, которые работают, они, их жизнь, их жизнедеятельность связана с тем, что они становятся более самостоятельными, более активные в этом плане, профессиональном, более автономные в том, что касается, ну, даже если мы берем элементарное, да, обслуживание своей жизни, своих потребностей, удовлетворения и прочего. То есть в этом плане нам кажется, что они более независимые, что они более обособленные, более автономные, потому что они, в принципе, поставлены в такую ситуацию. Ну, зарабатывать самим. Да, Миша. Eu am o întrebare. Какую взаимосвязь вы видите между рефлексией, личностной зрелостью и самоактуализацией? Угу. Вот ваше понимание, вот, как они взаимосвязаны. Да, системная рефлексия взаимосвязана со всеми типами переживания одиночества, равно как и фаза рефлексии. Это отражено в данных исследованиях, когда мы изучали корреляционный анализ. То есть позитивное отношение к одиночеству, оно оказывается значимо связанным с общим показателем зрелости и ответственность, саморазвитие, позитивное мышление. А также, если мы говорим про переживание общего одиночества и личностное, да, личностную зрелость и ответственность и саморазвитие, то здесь молодые люди, которые переживают себя одинокими, они переживают это состояние изолированности, нехватки эмоционального общения с близкими людьми. Здесь с системной рефлексией, как я уже сказала, связано со всеми типами отношений к одиночеству. То есть здесь есть положительная корреляция с системной рефлексией и позитивным отношением к одиночеству. Есть отрицательные взаимосвязи с зависимостью от общения и переживанием общего одиночества. И положительная корреляция, которую мы нашли между переживанием общего одиночества
творчества и квазирефлексии. То есть, если мы говорим про квазирефлексию, как оторванность от реальности, где личность подвержена вот этим фантазиям, да, можно говорить о данном типе рефлексии как о способе справиться с переживанием общего одиночества. И все-таки кто качественнее самоактуализируется? Тот, который переживает одиночество отрицательно, или тот, который переживает позитивно? Вашими словами, не смотрите вы никуда, вот думайте, вы же исследовали вопрос. Да, конечно. Конечно, тот, который обладает позитивным отношением к одиночеству. Потому что тогда мы можем говорить про вот этот вот инструментальный компонент этого отношения. То есть, когда я использую это как ресурс. Когда включается этот аутокоммуникационный процесс, да, то есть, что я представляю себе, а что для меня важно, а я вообще... Следовательно, те, что больше рефлексируют, да? Естественно, конечно, это связано с рефлексивными процессами. Вы видите, когда вы сами отвечаете, не смотрите никуда, оно лучше получается. Просто думайте, не надо вам волноваться. Спасибо. La momentul actual dorim să aducem la cunoștință faptul spațiilor toate sugestiile și observațiile expuse de imaginea tezei de doctorat prezentate în cadrul departamentului. Astfel, în urma susținerii tezei de doctorat a doamnei Olga Bonarenco în cadrul departamentului de psihologie, la o dată de 29 iunie, 2020. Au fost oferite următoarele recomandări. A revizui consistența prezentării materialului analizei teoretice a noțiunilor de bază și rezultatele experimentului constatativ într-o procedură logică. 2. De a ajusta teza în calitate cu privire la teoretice includerea realistei tabelilor, figurilor, prezentarea logică aparatului categorial. 3. De revizuit concluzii de subcapitolilor, deoarece unele se încheie fără nicio concluzie sau fără frază de încheiere. 4. A completa capitolul 3 cu analize, interpretări ale rezultatelor. 5. De reorganiza bibliografie diverse în ordine alfabetică, după criteriul după criteriile indicate. Stimați membri ai comisiilor, în dosar se mai regăsesc și lista avizelor la rezumatul pe care l-a prezentat doamna Bondarenco. E vorba despre avizele pozitive oferite din partea doamnei conferința universitară Iulia Racu, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, doamnei Irina Barban, doctor în pedagogie, doamnei Elena Buiceva, doctor în psihologie, conferința universitară, doamnei Maia Șurciu, doctor în psihologie, pedagogie, conferința universitară și pe departamentul de Moldova, și doamnei Ana Tarnovski, doctor în psihologie, universitară. Acestea sunt avizele oferite de specialiști în domeniu, autoreferatului prezentat de doamna Bondarenco. Toate avizele prezentate sunt pozitive și recomandă teza în acest în vederea meritului de doctor. Stimați membri, conform procedurii de susținere publică a tezei de doctorat, doamna Olga este rugată să recomandeze sugestiile și observațiile expuse la prezentarea tezei în cadrul departamentului. Vă rog. Da. Da.
Da. Mulțumesc mult, doamna Angela. Noi постарались учесть все рекомендации, все замечания и по поводу выполнения работы по пунктам выполнили все, что нужно было для того, чтобы учесть все рекомендации, которые были. Спасибо. Да, и спасибо большое за отзывы положительные моих коллег. Stimații membri ai comisiei de doctorat, permiteți să ofer cuvântul recipienților oficiale. Oferim cuvântul domnului profesor pentru a da citire avizului asupra tezei de doctorat. Vă rog frumos, doamna profesor. Mie, Angela. Da. Da. Stimați colegi, vreau să zic că sigur că am elaborat acest aviz conform cerințelor ANACEC-ului și am înțeles că trebuie să-l dau citire, așa și am să fac, cu toate că am să fac poate și niște comentarii referitoare la întrebările care le-am pus și de ce de fapt am pus aceste întrebări. Vreau să zic că prezenta teza, teza de doctorat abordează o temă de pionerat în domeniul psihologiei din Republica Moldova. De ce am utilizat eu acest concept de pionerat. Pe de o parte, într-adevăr, sunt foarte puține lucrări, zic așa, dedicate, da, acestui sentiment de singurătate, în, eu am iubire, cel puțin în Republica Moldova. Și pe de o parte, e vorba de această cercetare amplă și multiaspectuală. Pe alocuri, mie îmi pare că s-a făcut cu mult mai mult decât sunt rigorile față o teză de doctor, o teză de doctorat. Deci eu așa am zis că, într-adevăr, este o temă de pionerat pentru domeniul psihologiei din Republica Moldova. Este o încercare curajoasă a doctorandei de a studia particularitățile reflexiei și a maturității personale la tinerii cu trăire diferită a sentimentului de singurătate, problemă de actualitate și importanță majoră, în special în condiții actuale de pandemie. Într-adevăr, sentimentul ăsta de singurătate sau chiar fenomenul de singurătate, eu cred că este actual mai ales în ultimii doi ani de când ne aflăm noi în pandemie. Cercetarea oferă o perspectivă nouă în abordarea sentimentului de singurătate raportate la fenomene psihologice importante, reflecția, maturitate personală și autoactualizarea. În optica celor expuse, autoarea își propune scopul să determine particularitățile de manifestare a reflecției, maturității personale și actualizării. Este cel de-al patrulea component, întrebarea referitor la care a fost pusă această întrebare, pentru că în tema tezii el nu este, dar el apare în procesul de cercetare. Vreau să revin la idee. Vreau să zic că determinarea particularităților de manifestare a reflecției maturității personale și autoactualizării la tinerii cu trăiri diferite ale sentimentului de singurătate. Pentru a atinge acest scop, doctoranda formulează un șir de obiective pe care le realizează cu succes pe parcursul investigației. N-am să dau citire acestor obiective, toată lumea le cunoaște și membrii comisiei și tot cei care au avut acces și au putut să citească această lucrare foarte interesantă. În cadrul cercetării, autoarea pornește de la un șir de ipoteze. Există asemănări atât între tipul de trăire a sentimentului de singurătate și gradul de dezvoltare a reflecției, cât și între nivelul de maturitate și conținutul autoactualizării la tine. Asta este o ipoteză. Următoarea ipoteză este o presupunere că există deosebire între structura actualizării și a maturității personale la tinerii cu atitudine diferită față de sentimentul singurătate. Totodată, doctoranda presupune că în condiții experimentale special organizate este posibilă dezvoltarea reflexivității, fapt ce va contribui la stimularea trăirii pozitive a sentimentului de singurătate, la dezvoltarea gradului de autoactualizare și maturitate personală. Eu întotdeauna mă opresc la niște, să zic așa,
direcții principale ale cercetării. Eu le numesc axe de cercetare și foarte des repet acest termen, să zic eu așa, axe de cercetare, care au fost urmate în respectiva cercetare. Vreau zic că prima axă este axa analitică și ea este reflectată în capitolul 1, care conține rezultatele examinării celor mai relevante studii cu privire la tema de cercetare, permițându-i autoare să identifice efectele pozitive și negative ale fenomenului de singurătate. Totodată, doctoranda stabilește că examinarea unor caracteristici precum reflecția, maturitatea personală și autoactualizarea sunt importante pentru a explica sentimentul de singurătate drept fenomen complex și multiaspectual. În acest context, reflecția joacă un rol semnificativ în procesul de dezvoltare a personalității, fiind concepută ca o oportunitate de a se privi din exterior, de a analiza posibilitatea atingerii unui anumit eu ideal, a cărui imagine se formează de-a lungul vieții. Maturitatea personală se manifestă ca o calitate integrală a personalității. Ea generează o astfel de organizare a vieții, în procesul căreia personalitatea devine subiectul propriu parcurs de viață, realizând cu succes sarcinile stabilite. Conceptul de maturitate personală se dovedește a fi asociat cu autoactualizarea. Asta am întrebat eu, de ce apare această componentă actualizare, pentru că ea, de fapt, este asociată cu maturitatea personală, care este unul din componentele de bază anunțate în tema cercetării. Vreau zic că acest concept, actualizarea, este drept urmare a un faptului că pe parcursul procesului dat, personalitatea devine suficient de stabilă pentru a soluționa problemele impuse de viață. Din cele relatate, doctoranda conchide că fenomenele reflecției ale maturității personale și ale actualizării sunt factori importanți în trăirea sentimentului de singurătate. Axa metodologică reflectată în capitolul 2 include și explică metodele care sunt utilizate în cercetare, metodele teoretice, metodele empirice și aici e vorba de patru instrumente metodologice care măsoară anume aceste patru componente studiate de doctorandă și metodele statistico-matematice de prelucrare a datelor. Axa se aude, da? Axa experimentală diagnostică reflectată de asemenea în capitolul 2 reflectă rezultatele obținute de doctorandă în cadrul acestei secvențe de cercetare. Astfel, a fost stabilit că tipul de reflecție sistemică, specific nivelul matur de funcționare a activității mentale, este caracteristic pentru tinerii care demonstrează o atitudine pozitivă față de sentimentul de singurătate, percepându-o ca pe o oportunitate de comunicare cu sine. Totodată a fost confirmată supoziția că trăirea pozitivă a sentimentului de singurătate joacă un rol decisiv în procesul de autocunoaștere personală, demonstrând pe de o parte că reflexivitatea, maturitatea personală și autoactualizarea sunt procese interconexe, iar pe de altă parte sunt procese raportate la tipologia sentimentului de singurătate. Axa experimentală formativă, reflectată în capitolul 3, descrie programul de intervenție psihologică, scopul, etapele, conținutul. Doctoranda își propune drept obiectiv general să dezvolte reflexivitatea tinerilor cu nivel manifest de trăire al sentimentului de singurătate, contribuind astfel la crearea condițiilor de autoacceptare și de formare a abilităților de a trăi singurătatea ca o sursă pentru dezvoltarea personală. Și în sfârșit, axa experimentală evaluativă reflectată de asemenea în capitolul 3 conține rezultate valoroase care demonstrează eficiența intervenției psihologice. A fost stabilit că sentimentul de singurătate propriu tinerilor este foarte contradictoriu. În pofida faptului că ei, tinerii, leagă acest sentiment de distorsionare a relațiilor interpersonale și senzația de incapacitate de a-și ocupa locul cuvenit în societate, sentimentul de singurătate acționează ca o variabilă semnificativă a dezvoltării
personalității. Totodată, indiferent de plenitudinea psihologică a fenomenului singurătății, este important de relevat modul în care tânărul își percepe starea de singurătate. Valorificarea eficientă și atitudinea pozitivă față de sentimentul de singurătate oferă tânărului oportunitatea de perfecționare și de dezvoltare ca personalitate. Generalizând principalele rezultate științifice ale cercetării, doctoranda ajunge la un șir de concluzii importante. Respectiv, reflecția sistemică acționează ca un predictor semnificativ al unei atitudini pozitive față de sentimentul de singurătate și mediază relația dintre nivelul de maturitate personală și autoactualizare. Tipul introspectiv de reflecție este dominant pentru tinerii angajați în activitățile educaționale, în timp ce tipul sistemic de reflecție este dominant pentru tinerii angajați în câmpul muncii. Tinerii angajați în activități profesionale manifestă un grad mai înalt de actualizare decât tinerii angajați în activități educaționale și, în cele de urmă, spre deosebire de tinere, care manifestă mai pronunțat trăirea pozitivă a sentimentului de singurătate, tinerii manifestă mai pronunțat sentimentul de singurătate generală. Rezultatele cercetării i-au permis autoarei să soluționeze o problemă științifică semnificativă, care rezidă în stabilirea particularităților reflecției maturității personale și a autoactualizării tinerilor cu diferit tip de trăire a sentimentului de singurătate, fapt ce a condiționat crearea unui program de training pentru dezvoltarea reflexivității, contribuind astfel la stimularea trăirii pozitive a sentimentului de singurătate și la o creștere a gradului de actualizare și maturitate personală. În contextul celor enunțate, menționăm că valoarea teoretică și aplicativă a cercetării este incontestabilă. Materialele cercetării completează cadrul teoretico-științific de date relevante privind sentimentul de singurătate raportat la reflexie, maturitate personală și autodeterminare ca fenomene psihologice semnificative. Totodată, programul de intervenție psihologică elaborat de doctorandă în vederea dezvoltării reflexivității tinerilor cu nivel manifest de trăire a sentimentului de singurătate și formării abilităților de a trăi singurătatea ca o resursă pentru dezvoltare personală, poate fi utilizat de specialiști în diverse domenii ale psihologiei, pedagogiei, consilierii, psihoterapiei. Publicațiile autoare și rezumatul corespund exigențelor Anna Cech și reflectă pe deplin conținutul tezei. În concluzie, îmi exprim convingerea că teza de doctorat, particularități ale reflecției și maturității personale la tineri, trăirii diferite a sentimentului de singurătate, elaborată de doamna Bondarenko, corespunde rigorilor unei cercetări științifice în domeniul psihologiei, fapt pentru care autoarea merită să îi se confere titlul de doctor în psihologie la specialitatea 511-01 Psihologie Generală. Vă mulțumesc, dar dacă îmi permiteți, vreau să mai adaug două propoziții. De ce am pus eu aceste întrebări? Mie îmi pare că totuși este în teză, dar mie îmi pare că un pic în teză sunt schimbate cu locurile aceste componente sau aceste caracteristici. Eu, de exemplu, dar asta este opinia mea, aș fi început de la fenomenul singurătății, așa sună în tema tezii. Aș fi împărțit subiecții în grupele respective, pentru că așa sunt rezultatele testului care măsoară singurătatea. Și de aici mai departe, asta ar fi de fapt cauza, de aici mai departe aș vedea ce se întâmplă cu grupul 1 în raport cu celelalte trei, să zic eu așa, aspecte conexe, ce se întâmplă cu grupul 2 și ce se întâmplă cu grupul 3. Grupul 1, 2 și 3 sunt tipurile de manifestare a singurătății. Asta este important. Asta am vrut noi să arătăm, adică a vrut doctoranda să arate. Ea a arătat acest lucru pur și simplu, pentru că mie îmi pare că să încerci să studieze patru componente sau patru caracteristici e prea mult pentru o teză de doctor.
Cei ce era anunțat în temă, aceste trei componente erau foarte clare, care ne sugera ideea că avem anumite tipuri de singurătate și ele cumva influențează, interacționează cu alte două componente foarte importante, care este reflexia și maturitatea personală. Încă o dată zic, faptul că, în opinia mea, este făcut cu mult mai mult decât, în opinia mea, s-ar cere pentru o teză de doctor, este un plus aceste lucrări, doar poate că trebuia un pic mai logic de expus această multitudine de rezultate ale cercetării. Iar că acum, încă o dată, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult, stimată doamna profesor, pentru sugestii, pentru analiz. Acum oferim cuvântul următorului referent oficial, doamna profesor, Larisa. Vă rugăm, doamna profesor. Da, mulțumesc. Onorată asistență, mulți stimați colegi, mulți stimați președinte și recenzienți al acestei teze. Am să dau și eu citire referatul de analiză, dar înainte de aceasta vreau să menționez că cu adevărat susțin opinia doamnei profesor Platon, Carolina, care a spus că este o teză de pionierat. Cu adevărat este foarte interesantă tema dată și o consider foarte actuală, mai ales în contextul acesta social de astăzi. Este o teză interdisciplinară. Mie mi-a făcut plăcere lecturarea acestei teze, încă din motivul că eu predau filozofiei educației foarte mulți ani, circa 25 de ani, și consider că, iată, aspectele abordate sunt și niște probleme, niște chiar dileme filozofice sunt foarte interesante și dacă îl vedem pe Jaspers, foarte la mulți filozofi este abordată această temă. Deci dau citire referatul de analiză. Actualitatea temei de cercetare este evidentă, fiind determinată de noua realitate socială, apariția tendinței de a fi absolut independent și a trăi solitar. Importanța temei de cercetare parvine și din considerentele că persoanele solitare, mai devreme sau mai târziu, încep a trăi sentimentul de singurătate, care deseori poate provoca un șir de consecințe nefaste pentru sănătatea psihofizică și socială a omului. Literatura de specialitate și cercetările în domeniul vizat elucidează două abordări acestuia, una descrisă și explicată ca stare pozitivă, care permite persoanei să se dezvolte mai eficient, și abordarea negativă, care poate fi percepută de individ drept o experiență negativă cu urmări destructive, izolare, anxietate, suspiciune, depresie. Considerăm că anume acesta este motivul de bază care a incitat doctoranta să realizeze propria cercetare pe o temă atât de dificilă, delicată și importantă pentru sporirea rezilienței persoanei și a calității vieții umane. Plus la toate, fenomenul trăit de singurătate a fost foarte reușit corelat în temă, inclusiv în cercetare, cu fenomenele reflecției, maturității personale și autoactualizării tinerilor. Așadar, actualitatea și importanța temei de cercetare sunt incontestabile. Structura și conținutul lucrării se conformează cu reperele conceptuale, componentele aparatului științific categorial reflectate în introducere. Acestea au fost elaborate în corespundere cu cerințele ANACEC și cerințele cercetologiei. Lecturarea componentelor aparatului științific al tezei și compararea esenței lor cu conținutul capitolilor, subcapitolilor, a concluziilor de la finele capitolului și a concluziilor generale oferă posibilitatea observării logicii, a traseului și a strategiei cercetării,
și atestă coerența acțiunilor investigative adoptate și valorificate de doctorant pe parcursul întregului proces. Și aici, la fel, vreau să zic că, cu adevărat, iată și mie mi-a venit acea idee pe care a expus-o doamna profesor Platon. Adică, este o temă atât de interesantă și de actuală că cu adevărat ar fi putut fi cercetată din diferite perspective. Bine, eu sunt persoana care stimez foarte mult traseul personal și viziunea concretă a doamnei pretendente și a conducătorului, dar eu cred că doamna și-a mai ales, a găsit o nișă de cercetare pe care va putea o explora mult și mult și mult ani înainte. De tot cu adevărat, aici pot fi foarte multe aspecte legate de această, de problema dată de singurătate. În primul capitol, analiza teoretică a fenomenului singurătății, conceptelor de reflexie, maturitate personală și autoactualizare, autoarea expune studiul epistemologic, descrie, analizează și realizează conceptualizarea fenomenelor și aspectelor nominalizate. Delimitează și precizează conținutul conceptelor de bază, singurătate, reflexie, maturitate personală și autoactualizare. Cercetătoarea, abordând singurătatea ca fenomen social și psihologic, a început cu analiza orientărilor filozofice din antichitate, Platon, Aristotel și alții, realizând o incursiune succintă în istoricul acestui fenomen, până ce a ajuns în actualitate. Dumnezeu a menționat faptul că încă în antichitate au fost observate și descrise aspectul pozitiv al singurătății, ceea ce, iată, este reflectat vis-a-vis de Orientul Antic. Eu consider la fel că acesta este un aspect reușit, întrucât o cercetare presupune o incursiune istorică. Bine, este succint, dar au fost evidențiate elementele de bază în viziunea mea. Excursul esențializat este realizat succint și sistematizat. Acesta ne familiarizează cu mai multe cercetări din variate state și din variate perspective, psihologică, filozofică, sociologică, psihopedagogică. Autoarea descrie reușit situația în acest domeniu de cercetare și în Republica Moldova. Cel mai interesant că m-a făcut să caut și eu niște cercetări ca să mă convingă unele aspecte a cercetătorilor Furdui, Perjan, Toma, Natalia, cred că, Plămădeală, Toma, Svetlana, indicând și concretizând aspectele investigate, ceea ce este foarte bine, de atât că noi deseori în cercetări, mai ales în tezele de doctor, observăm așa multe nume și toți un aspect au cercetat. Așa ceva este imposibil. O cercetare are niște particularități în specific al său și fiecare persoană necesită să fie concretizat care anume aspect l-a cercetat. Asta chiar mi-a plăcut că așa a procedat doctoranta. Considerăm pozitivă și interesantă, din punct de vedere științific, corelarea fenomenului singurătății cu maturitatea personală, reflexia și autoactualizarea cu particularitățile de vârstă ale tinerilor. Este binevenită compararea cercetărilor realizate anterior de către cercetătorii autohtoni în problema singurătății la persoanele tineri și cele în etate. Convingătoare sunt constatările efectuate cu privire la aspectul pozitiv și cel negativ al singurătății. Reflecția este abordată prin determinarea caracteristicilor acestui fenomen din perspectivă filozofică și psihologică, ceea ce a condus la stabilirea și descrierea celor trei tipuri de reflecție. Primul, care presupune o gândire creativă, al doilea, analiza activităților de cooperare cu alte persoane și al treilea aspect, care este axat pe componenta emoțională și include cunoaștere de sine și autoreglare. Dar nu pot să las într-o parte și quasi-reflecția, de atât că este un fenomen foarte important care este legat de reverie și chestiile astea nu întotdeauna te dezvoltă în direcția care ți-o dorești în corespundere cu scopul. Și mai mult ca atât, eu ca pedagog, consilier, psiholog practic, am lucrat toată viața prin cumul în liceu,
învariatele cei colegii, pot spune și altceva, că deseori persoanele acestea care sunt axate pe un fel de quasi-reflexie, ele nici nu sunt în stare să-și planifice, să-și pună bine scopul, să contureze problemele pe care le au. Iată, cred că acest aspect tot este destul de pozitiv. Pertinente și valoroase sunt constatările efectuate de către cercetătoare privire la structura stării de reflecție, tipurile acestea, definirea ei ca mecanism al gândirii, procedeul eficient de organizare a acțiunilor umane de autocunoaștere, verificarea îndeplinirii funcțiilor pentru reglarea organismului ca sistem, pentru atingerea eu-ului ideal. Doamna Bondarenko, cu doctoranta mea o confund, Olga, prin conceptualizarea realizată a ajuns la concluzia că reflecția ca și singurătatea are un caracter ambivalent. Aceasta poate fi resurs de dezvoltare personală, adică aspectul pozitiv, dar poate uneori să frâneze adaptarea socială a persoanei, aspectul negativ, descriind și explicând cauzele și specificul ambelor fenomene. Interesante și valoroase pentru întreaga cercetare sunt cele două instrumente de la finele capitolului, tabelul 1, 3, pagina 45, 46, criterii și caracteristici ale maturității personale, abordate din punct de vedere biologic, intelectual, psihologic, social, și tabelul 1, 4, paginile 51, 52, numit componentele maturității personale, cu indicarea și descrierea particularităților individuale, responsabilitatea, conștientizarea, capacitatea de reflecție, stima de sine, autoapreciere, autonomie, reziliență și componentele psihosociale, toleranța, conștiința morală, valorile socio-umane, relațiile interpersonale pozitive. Capitolul al doilea, stilul empiric al particularităților reflecției, maturității personale și autoactualizării latine cu trăire diferită a sentimentului de singurătate, conține metodologia, strategia, descriere, analiza și explicația, interpretarea rezultatelor obținute ale aspectelor nominalizate în titlul acestuia. În contextul vizat, menționăm deosebit atitudinea conștiincioasă a doctorantei cu privire la realizarea procesului investigativ. Experimentul de constatare este amplu, e descris detaliat, fiind expuse scopul, obiectivele, etapele, ipoteza și metodologia aplicată. Eșantionul a fost destul de reprezentativ, 224 de subiect, 90 de tineri și 134 tineri, vârsta 20-25 de ani. Îl consider și stratificat, deoarece au fost investigați tineri și tinere, studenți și tineri ce lucrează. Multidimensional, prin aplicarea a patru probe, pe care le-a denumit doamna profesor Platon, și nu mă opresc, dar consider cu adevărat aici este un pic de exces de zel. Cred că prea multe puteau fi... Bine, mie mi-a plăcut, încă o dată repet, de atât că au fost duse la sfârșit, a fost prelucrarea statistică evidentă, de atât mă rog, dar cu adevărat este o cercetare mai profundă decât s-ar cere într-o teză de doctorat. Rezultatele obținute au fost elucidate în figurile 2.1 până la 2.20, histograme și grafice. La fiecare indicator au fost explicațiile respective. Acestea au fost prelucrate statistic, am spus, consistent analizate, explicate și interpretate. La fel s-au elucidat rezultatele analizei corelative, figurile 2.18, 2.19, 2.20. Capitolul al treilea, programul psihologic ca metodă de dezvoltare a nivelului de reflecție la persoanele ce se confruntă cu sentimentul de singurătate, redă explicit fundamentarea metodologică a programului de training, conținutul detaliat al acestuia și analiza eficienței aplicării lui. Programul trainingului psihologic este structurat într-un tabel separat, 3.1, care include trei rubrici de bază, scopul, exercițiu aplicat și durata timpului consumat. În total au fost desfășurate 20 de ședințe, dintre care 3 de diagnosticare, 5 de
fizicii bază, două de încheiere. Rezultatele post-experiment au fost elucidate, 6 reprezentări grafice, figurile 3.1 până la 3.6. Reușit, în viziunea noastră, s-au realizat comparațiile între rezultatele obținute pe eșantionul experimental și cel de control, însoțite de verificări statistice și concluziile de rigoare. Sigur că eu la fel am niște vizii, eu cred că nu merită eu să aș fi făcut eu sau aș fi ar fi făcut doctoranta mea. Întrucât cercetarea are un scop, are niște obiective, doamna le-a realizat. Toate că cercetarea experimentală foarte analizată și explicată concluziile la creat general. Mult mai bogat, valoros și interesant cu cercetării. Recomandările sunt clare, valoroase și pertinente. Foarte bine și exact sunt formulate deschiderile și perspectivele de cercetare, inclusiv cu indicarea unei direcții de investigație a stării de singurătate și în condițiile pandemice actuale. Limitele cercetării nu sunt expuse separat, doar se pot înțelege din textul care conține analize și explicația rezultatelor experimentale. Anexele poziții importante, anexa numărul 7 include încă 6 poziții. Bibliografia este vastă, conține 222 de titluri la tema corelată. Doctoranta a publicat 9 articole științifice la tema. Rezumatele reflectă adecvat conținutul tezei, însă în cel în limba română sunt o sumedenie de greșeli, erori. Nu știu, cred că trebuia. Bineînțeles că acestea țin valoare teoretică și aplicativă a lucrării. Punctul lucrării în viziunea noastră este conceptualizarea și cercetarea experimentală realizată și interpretată de autoare. Cât privește conceptualizarea, eu cred teoretic cu aplicativ, este elaborat în conformitate cu principiile științificității și conține valori autentice, care pot fi de un real folos în munca de consiliere și terapie a tinerilor. Examinarea și analiza conținutului disertației ne-a incitat interesul pentru două aspecte. Deci, două întrebări. Eu am trimis de mult avizul, cred că dumneavoastră v-ați pregătit. Eu citesc pentru auditoriu. Explicați-vă cum credeți tipul sistemului nervos, temperamentul, caracterul persoanei, nivelul dezvoltării voinței și capacităților de self-management și maturizare personală a individului. Explicați și argumentați. Și al doilea aspect, un pic mai simplu, aveți descrise scopurile și subiectele ședințelor trainingului desfășurat. Care au fost cele dificile activități la care teme sau module, adică subiect, alungerea care se cere. Ieșind din ce relatate, considerăm că teza de doctorat elaborată de doamna Bondarenko Olga corespunde rigorilor unei cercetări științifice în domeniul psihologiei generale, iar autoare, demonstrând conștiinciozitate și competențe investigative performante, eu le consider, merită să îi se confere titlul de doctor în psihologie la specialitatea 511-01 psihologie generală. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult, stimată doamna profesor, doamna Cosmuțu Clarisa.
Спасибо большое, дама Лариса, за ваши и за вопросы. Да, конечно, первый вопрос. Мы считаем, что переживание одиночества – это личностная характеристика, которая становится в контексте развития, оказывает влияние на такие содержательные процессы, как самосознание, рефлексия, формирование концепций. Есть связь с ориентацией субъекта на свой внутренний мир, с его самосознанием, с рефлексивными процессами. То есть, несмотря на то, что, например, экстраверты и интроверты могут по-разному переживать одиночество, но в зависимости от характеристик личности одиночество и теми, и другими может переживаться как конструктивное или деструктивное. То есть в зависимости от рефлексии, самоактуализации, системы базовых ценностей, ценностной ориентации, развитости системы социально-коммуникативных связей, личной активности будут формироваться разные условия для субъективного отношения к одиночеству. То есть создание условий для актуализации именно позитивного потенциала одиночества связано с формированием положительного самоотношения, повышением ценности своей личности, принятием ответственности, активного отношения к одиночеству, актуализации, повышением опыта совладания с негативными переживаниями. Если говорить про второй вопрос, про тренинг, надо сказать, что это был интересный очень опыт ведения группы и для молодых людей, и для меня. То есть мы сталкивались с различными сложностями, наверное, которые происходят в любых группах, где есть место групповые процессы, то есть это и выработка доверия, и правила работы, и на первых порах иногда приходилось возвращать группу к уважению, прав, свободу друг друга, то есть вот это вот право на эмоции, на чувства, на мнение, на возможность высказаться. Если говорить про конкретное упражнение, например, у нас было упражнение, к которому мы периодически возвращались, потому что изначально его было очень сложно осуществить, вижу, чувствую, думаю. То есть нужно было описывать все, что происходит вокруг, и с участником отказываясь от каких-то оценочных суждений, то есть то, что происходит здесь и сейчас. С участником зачастую было очень сложно отделить вот это от своих фантазий, домыслов, каких-то неточных интерпретаций, но в результате обсуждения, фокусировки все-таки удавалось найти какую-то такую опору, от которой можно отталкиваться, при условии, что можно осуществить этот рефлексивный оборот на себя. Было много интересных моментов, но на наш взгляд, вот эти вот поворотные, инсайтные, если можно так выразиться, да, для участников тренинга, связанные с вот этой проверкой реальности, адекватности, опорой на себя, свои ценности, убеждения, выработка своей позиции, вот это, на наш взгляд, является очень важным. Я немножко другое спросила в первом вопросе. Я не верю, чтобы вы, как практик, который провел тренинг, вы не замечали, что есть какая-то связь между темпераментом, то есть сильной нервной системой и слабой нервной системой, да, личностным, вернее, характером. Есть более цельные характеры, есть и противоречивые характеры. Я это спросила. Если вы вот не заметили взаимосвязь, какие люди склонны к одиночеству больше? Меланхолики, скажем, флегматики, как сангвиники. Вот это вот, я еще раз говорю, я не поверю, что вы в процессе вот исследование, вот это вот, потому что исследование и в психологии, и в социологии, и в педагогике не предусматривает только чисто использование инструментов этих кестионаров, пробы, тестов и так далее. Кроме всего, есть наблюдение наше, да, научное наблюдение, общение, конверсация и так далее. То есть вы все равно в процессе этого, вы же не, как вам сказать, не по шаблону абсолютно работали, а работали с личностями. Поэтому вот это меня интересовало. Вот заметили вы что-то, потому что это было бы еще Дискидери, Лалки, Черчетерь.
В эмоциональном, вы имеете в виду, вот, в эмоциональном плане? И в эмоциональном плане, и в поведенческом плане также. Что, вы хотите всех под одну гребенку? Ведь темперамент, вы меня извините, он разный у людей. Может быть, смешанный, может быть, вот это меня как бы тонкость интересовала. На самом деле вы ничего не заметили? Вот это просто. Да, на самом деле, если говорить о темпераменте, да, про меланхолию, про меланхолику, проблематику, все-таки, если мы говорим про экстраверсию, интроверсию, то меланхолики все-таки как-то больше в этом плане чувствуют, да, вот это переживают, то есть субъективное переживание. Им очень часто из литературы связать присуще квазирефлексия, кстати, у многим. Поэтому вот эти вот интересные вещи, которые бы еще открыли вам перспективы для дальнейших. Спасибо большое за идею. Ладно, спасибо вам большое, успехов. Я поздравляю научного руководителя и вас. Интересная работа. Încă o dată, doamnei doctorante, pentru a da răspuns avizului doamnei Platon. Și doamnei Platon. Da. Спасибо вам большое за такой очень глубокий анализ моей работы. Благодарю вас. Оля, felicitări, e un lucru foarte mare. Sigur că apar foarte multe întrebări, dar acolo unde apar discuții înseamnă că lucrarea este interesantă. Că dacă ar fi fără niciun fel de discuție, fără niciun fel de întrebări, înseamnă că este o lucrare, să zic eu așa, medie. Da? Întotdeauna cercetările interesante generează și discuții aprinse. Felicitări și felicitări doamnei Tolstaia. E prima doctorandă, am impresia. Da. Prima. Da. Celelalte o să fie cu și mai multe discuții. Vă mulțumim mult, stimați membrii comisiei de doctorat, o trimitem cu bunul doamnei doctorandă confidențială universitară Gonța Victoria, al treilea referent oficial pentru această teză de doctorat. Vă rugăm, doamna Victoria. Bună ziua încă o dată tuturor. Am să încep cu felicitări pentru realizarea frumoasă pe care au aceste două fete minunate, Olga Bondarenko și Svetlana Tolstaia, dar și Comisia de Îndrumare, care cu siguranță au venit cu idei prețioase și cu încurajări pentru a realiza o cercetare bună, o cercetare complexă, o cercetare interesantă și la o temă foarte actuală și originală. Știu că trebuie de citit avizul și am să fac și eu acest lucru, cum au făcut și colegii referenți oficiali dinaintea mea. Până atunci vreau să zic că felicitări tuturor celor care sunt prezenți în această comisie, pentru că toți avem parte de de o cercetare interesantă. Sentimentul singurătății este o trăire firească și chiar inevitabilă a oricărei om. În viața fiecărei persoane intervin perioade în care se simte singur sau are tendința de însingurare. Uneori sentimentul singurătății vine odată cu maturizarea psihologică, alteori situația de viață, stresul, pierderea, eșecul creează spațiu pentru sentimentul singurătății. Însă nu toți trăiesc în suferință singurătatea. Unele persoane folosesc singurătatea ca un platou, ca o platformă și condiții favorabile pentru dezvoltare personală, pentru autocunoaștere, autoactualizare. Și pornind de la această idee, de la această constatare, este foarte interesant și important de a identifica diferențele individuale în formele trăirii subiective a singurătății și de a stabili impactul acestora asupra activității umane.
Problema cercetării lansată de autoarea tezei de doctor în psihologie Bondarenko-Olga pornește de la ideea determinării formelor de manifestare a sentimentului de singurătate ca experiență subiectivă la tineri și stabilirea relației acestea cu gradul de dezvoltare a reflexiei și a maturității personale pentru a preveni efectul său destructiv asupra personalității. Minimizarea consecințelor negative a sentimentului singurătății poate începe nu cu dezrădăcinarea fenomenului singurătății ca atare, ci cu formarea unei noi atitudini față de aceasta. Enunță autoarea lucrării. Și aici autoarea lucrării este în foarte mare concordanță cu vestitul umanist Carl Rogers, care spunea că atitudinea față de situație este ceea ce ne face fericit sau nefericit. Nu însăși situația. Astfel, scopul cercetării constă în determinarea particularităților manifestării reflexiei, a maturității personale și autoactualizării la tineri cu trăiri diferite a sentimentului de singurătate. Autoarea crede în posibilitatea dezvoltării reflexivității la tineri, ceea ce va face posibilă eficientizarea trăirii pozitivă a sentimentului de singurătate și va contribui la dezvoltarea maturității personale și autoactualizarea personalității. Reieșând în această credință, doamna Bondarenko a construit designul cercetării în jurul următoarelor variabile: sentimentul singurătății, tipul diferențial de reflexie, tendința de autoactualizare și nivelul maturității personale, care este în strânsă legătură și corelație cu autoactualizarea. Pentru fiecare dintre aceste variabile, doctoranda a ales instrumente pertinente de cercetare care i-au permis să abordeze multilateral și destul de profund sentimentul de singurătate ca fenomen psihologic, dar și particularitățile trăirii sale la tineri. Prin setul de instrumente de cercetare selectat de autoare s-a reușit acoperirea tuturor obiectivelor studiilor și constatarea celor mai importante relații dintre variabilele cercetării. Teza de doctor în psihologie, particularități ale reflexiei și maturității personale la tineri cu trăirea diferită a sentimentului de singurătate, este o lucrare științifică transdisciplinară, ea fiind singurătatea fiind o problemă filosofică, sociologică, psihologică, pedagogică, consacrată unui fenomen extrem de complex și totodată fundamental pe dezvoltarea maturității psihologice, trăirea sentimentului singurătății ca oportunitate și condiții a autoactualizării tinerilor. Am să fac aici o mică distragere din lecturarea referatului. La momentul de față, în cabinetul psihologului, bunoare la mine, în cabinetul meu, sunt foarte mulți tineri cu trăirea profundă și dureroasă a sentimentului singurătății. Și totodată am tineri care trăiesc în singurătate, dar nu se consideră tineri și nu se consideră singuri. Și chiar dacă nu au niște relații de prietenie foarte extinse sau chiar și sunt foarte limitate, ei oricum consideră că singurătatea lor este o zonă de confort necesară pentru dezvoltarea lor personală. Și într-adevăr, mă uitam la acești tineri atât de diferiți, cu atât de diferită trăire a singurătății. Cineva o trăire profundă, dureroasă, iar cineva cu o trăire foarte tolerantă și chiar oferindu-i un spațiu de beneficiu pentru propria lor stare de bine. Și această lucrarea doctorandei, este chiar răspuns pe multe filiere la întrebările care apar în cabinetele psihologului, ceea ce înseamnă că lucrarea ar putea facilita pentru consilierii psihologici abordarea diferențiată, dar și orientarea, încotro să orienteze lucrurilor de consilier pentru a ajuta tinerii cu trăire profundă, dureroasă a singurătății. Lucrarea constituie un demers curajos de analiză psihologică a sentimentului singurătății din punct de vedere al solicitărilor față de gândire. Un studiu complex al nivelurilor și tipurilor de reflexie implicate în trăirea subiectivă a singurătății și relaționarea acestora cu maturitatea psihologică, care scoate în evidență factorii psihologici ce contribuie la autoactualizarea tinerilor. Un asemenea demers necesită o implicare științifică extrem de activă, dar și atentă din partea cercetătorului, fapt pentru care merită aprecierea comunității științifice psihologice. Doctoranda
asociat patru variabile într-o corelațiune foarte strânsă și diversificată. Studiul respectiv este bine structurat fiind construit de capitole concluzii generale de recomandări, bibliografie și alte. O structură standardă conform cerințelor ghidului ANAC, dar și a ghidului universității elaborat în cadrul școlii doctorale. În introducere, este trasat corect scopul de bază al lucrării, sunt formulate concret sarcinile principale ale studiului, tot aici sunt selectate și arătate baze teoretice adecvate pe care s-a sprijinit cercetarea dată. Primul capitol este dedicat descrierii fenomenului singurătății, reflexii și maturității psihologice a persoanei, precum și particularităților trăirii acestor fenomene la vârsta tinereții. Este evidențiat și analizat integral aparatul conceptual al cercetării, fiind trecut în revistă cele mai relevante studii ale fenomenelor incluse în cercetare. Cu referire la studiul singurătății, sunt analizate surse atât ale autorilor clasici, teorii psihanalitice, neofreudismul, socio-umanistice, teoriile cognitive și interacționiste, cât și cercetările recente ale autorilor contemporani, atât la nivel internațional, cât și la nivel național. Doctoranda cu atenție studiază toate lucrările cercetătorilor autohtoni pe aceste fenomene care sunt incluse în cercetarea ei. Doctoranda remarcă caracterul ambivalent al studiilor referitoare la singurătate, determinând orientarea lui negativă și pozitivă, iar controversa se manifestă pe de o parte în înțelegerea singurătății ca afectând destructiv personalitatea, iar pe de altă parte în poziționarea singurătății ca etapă necesară de autocunoaștere și autodeterminare. În analiza studiului probleme reflexiei, doctoranda evidențiază câteva aspecte ale acesteia și fiecare dintre direcțiile elucidate, doctoranda îi acordă o atenție meritată, dar în special conceptului de reflexie sistemică, care presupune capacitatea subiectului de a vedea poziția altcuiva și pe sine cu alți ochi, adică prin autodistanțare, ce permite viziunea posibilităților alternative. Anume, acest tip de reflexie, doctoranda îl va explora mai departe în celelalte capitole și inclusiv în capitolul formativ al lucrării. Categoria de maturitate personală este considerată de către doctorandă ca și calitate integrală a personalității care determină o astfel de organizare a activității de viață în care persoana acționează ca subiect al vieții sale, proces care implementează cu succes sarcinile de viață atribuite. Capitolul se finisează cu concluzii relevante pentru fiecare din conceptele incluse în cercetare. Se evidențiază problema cercetării pentru studiul empiric, chiar dacă nu este specificată separat. Al doilea capitol prezintă metodologia și strategia cercetării, rezultatele cercetării empirice privind procesul reflexiei, maturității psihologice, autoactualizării la tineri cu diferite experiențe de singurătate. S-a efectuat analiza corelației dintre toate aceste variabile și stabilite particularitățile individuale a trăirii pozitive și negative a singurătății. În acest compartiment al lucrării sunt prezentate rezultatele analizei de gen a reflexiei maturității personale, autoactualizare și sentimentul de singurătate la tineri. Pentru fiecare din variabile cercetării, doctoranda a selectat câte un instrument psihodiagnostic pertinent care i-a permis efectuarea analizei detaliate a corelațiilor existente. În rezultatul experimentului de constatare asupra unui eșantion reprezentativ de tineri de 224 de subiect, au fost relatate un șir de fapte reale importante. Unul dintre aceste fapte constă în atitudinea preponderent pozitivă a tinerilor față de singurătate, 67%. Acest fapt confirmă tendința spre autoactualizarea tinerilor contemporani, ei fiind indivizi care poziționează singurătatea ca o oportunitate pentru un dialog intern cu sine, necesar pentru a te realiza și a te regăsi. Acești tineri nu se consideră singuri și demonstrează o atitudine de respect față de nevoia de însingurare a persoanei, fără a o califica drept izolare socială. Totodată, un număr destul de mare de tineri, 18% care trăiesc destul de greu singurătatea demonstrând o dependență de comunicare și alți 15% care suportă un sentiment de singurătate apăsător, izolare socială, și acest lucru, chiar dacă sunt într-un raport de o treime dintre toți tinerii, oricum prezintă îngrijorare, pentru că
30%, 33% de tineri, totuși, trăiesc dureros singurătatea. Conform rezultatelor analizei de corelație, atitudinea pozitivă față de singurătate pare a fi asociată semnificativ cu indicatorul general al maturității personale și componentele ei precum responsabilitatea, autodezvoltarea și gândirea pozitivă. De asemenea, s-a identificat relația dintre tipul pozitiv de trăire a sentimentului singurătății și autoactualizarea generală, cu scalele de testare precum orientare în timp, suport, valoare, sensibilitate, stimă de sine și autoacceptare. Aceleași corelații au fost identificate în grupul tinerilor cu un sentiment de trăire generală a singurătății și cei dependenți de comunicare, doar cu indici negativ, ceea ce demonstrează că, drept urmare a sentimentului singurătății, personalitatea este frustrată de experiența izolării, lipsii de atașament emoțional față de cei dragi, iar în consecință, tinerilor le este greu să construiască o linie de comportament acceptabilă pentru ei însăși, în care singurătatea nu ar fi percepută atât de dureros. Prezintă interes și constatarea precum tinerii angajați în câmpul muncii au mai mult severitatea componentelor autoactualizării, responsabilitate, toleranță, suport, orientări valorice, în comparație cu respondenții angajați în activități educaționale. Acest fapt a fost demonstrat datorită împărțirii eșantionului după criteriul tipului de activitate în care este implicat. De asemenea, și diferențele de gen prezintă interes, chiar și dacă nu s-au remarcat diferențe semnificative statistic. Trebuie să menționăm că toate datele prezentate în acest compartiment al lucrării sunt prezentate într-o manieră inteligibilă și consecventă. Iar prezentarea grafică a rezultatelor și interpretarea rezultatelor obținute este realizată exact și pertinent. Este clară viziunea și stilul interpretativ al autorului. Capitolul 3 este dedicat experimentului formativ prin intermediul căruia a fost testată ipoteza precum, în condiții organizate experimental, devine posibilă dezvoltarea reflexivității, ceea ce face posibilă actualizarea experimentării pozitive a singurătății și contribuie la dezvoltarea maturității personale și autoactualizare. Doctoranda a ales corect baza metodologică a programului formativ, abordarea psihologiei umaniste, care recunoaște în fiecare persoană tendința în dezvoltare personală și ingeniozitatea în rezolvarea problemelor. Dar și includerea elementelor gestalt-terapiei și psihodramei este argumentată, fiind congruente cu conceptul de reflexie și procesele adaptative. Programul de training psihologic elaborat de doctorandă se fundamentează pe un set clar de sarcini, construit din 20 de ședințe la câte 2.5-3 ore. Ținând cont de fenomenele dinamice de grup, exercițiile au fost selectate în funcție de obiective, implementate prin prisma eticii și principiilor organizaționale consacrate în practica psihologică modernă. Rezultatele obținute denotă o creștere a nivelului de reflexivitate și o schimbare a atitudinii subiectivă față de singurătate în sens pozitiv. Menționăm că prezentarea programului formativ și rezultatelor implementării lui în teză este una succintă, dar clară și convingătoare, iar rezultatele obținute corespund acelui obiectiv al programului formativ pe care doctoranda și l-a fixat. Concluziile generale și recomandările reprezintă o sinteză bine organizată a rezultatelor obținute în demersul de constatare, de formare și de control. În baza lor sunt propuse recomandări și sugestii menite să contribuie la avansarea reflexivității sistemice a tinerilor, ce ar permite o orientare a tinerii generații spre o mai bună consecvență a deciziilor, conștientizare și responsabilitate pentru propria lor viață. În final, sunt prezentate de asemenea deschiderile cercetării și limitele acestui studiu care pot fi desprinse din recomandările pentru viitoarele cercetări. Cu privire la singurătatea ca fenomen social, doctoranda remarcă faptul că au avut loc schimbări dramatice asociate cu pandemia de coronavirus COVID-19, dar care nu au putut fi gestionate în cercetare. Cele relatate ne permit să conchidem că lucrarea recenzată se caracterizează prin inovație și originalitate, și aici punctez în ce constă inovația și originalitatea, identificarea relației dintre reflexie și singurătate, în special s-a arătat că tipul sistemic de reflexie, care caracterizează nivelul maturității psihologice de funcționare a acestui mecanism al activității mentale, este demonstrat de tineri care au o activitate pozitivă, o atitudine pozitivă față de
experiența singurătății și o percep ca pe o oportunitate de autocomunicare. S-a constatat că singurătatea pozitivă duce la procesul de autoactualizare a personalității. S-a arătat că structura autoactualizării, maturitatea personală și reflexivitatea sunt procese interdependente. De asemenea, putem adeveri și semnificația teoretică a cercetării, determinată de faptul că materialele de cercetare completează înțelegerea științifică a specificului reflexiei, autoactualizării și maturității personale a băieților și fetelor la vârsta autodeterminării personale și profesionale, dar și la problema singurătății în general. Putem atesta și valoarea aplicativă a lucrării. Elaborarea și aprobarea experimentală a antrenamentului psihologic bazat pe creșterea reflexivității, posibilitatea utilizării rezultatelor cercetării în practica consilierii tinerilor cu probleme legate de autocunoaștere și autodezvoltare sau cu probleme legate de trăirea dureroasă a sentimentului singurătății. Privind un ansamblu, teza doamnei Olga Volnarenko privind o lucrare bună, atât în aspect structural și formal, cât și în aspectul calității demersului științific, metodologic și interpretativ. Lucrarea reprezintă actualitate, importanță și practicismul temei de cercetare, este scrisă într-un limbaj elevat și accesibil, atât în versiunea completă scrisă în limba rusă, cât și în versiunea română a rezumatului. Toate capitolele tezei sunt finisate cu concluzii pertinente, iar materialele ce confirmă acuratețea datelor științifice sunt cu grijă prezentate în anexă. În concluzie, în baza analizei operate, îmi exprim înaltă aprecierea demersului științific, particularități ale reflexiei și maturității personale la tineri cu trăirea diferită a sentimentului de singurătate, realizat de doamna Bondarenko Olga, și recomand teza pentru a fi examinat în cadrul ședinței publice de susținere a tezei de doctor, iar pretendentii să îi se confere titlul științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-01 psihologie generală. Acestea fiind spuse, mai aduc încă o dată felicitări doctorandei și conducătorului științific comisiei de îndrumare întregii catedri, departament de psihologie de la Universitatea de Stat și vă urez doctoranți buni în continuare, cercetări interesante, să ne mai chemați în așa întâlniri formative pentru noi și suportive pentru toți cei care ajung la etapa aceasta. Mulțumesc! Vă mulțumim, stimată doamna Concea Victoria, pentru un adins altul de elaborat asupra de doctorat. Ofer cuvântul doamnei doctorande. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult, doamna Victoria. Cu drag. Stimați membrii Comisiei de Doctorat, s-a finalizat etapa prezentării referenților. Vă mulțumim, stimați referenți oficiali, pentru analizele realizate. Acum urmează următoarea etapă legată de dezbaterea științifică, la care participă ceilalți membri ai acestei. Și ofer acum cuvântul doamnei Calancea Angela, doctor în psihologie, conferențial universitar, pentru a-și expune opinia privind această lucrare de doctorat. Bună ziua tuturor! Eu mă alătur celor spuse și de asemenea vreau să aduc felicitări doctorandei, conducătoarei științifice, catedre și comisiei de îndrumare pentru astfel de lucrare, o lucrare remarcabilă. Teza, după mine, este foarte interesantă. Actualitatea temei este incontestabilă. În perioada pandemiei, studierea fenomenului de singurătate eu îl consider deosebit de actual. De asemenea, eu sunt și practician și o să repet cele spuse de doamna Gonța, că într-adevăr foarte multă lume în perioada pandemiei s-a adresat cu întrebarea aceasta legată de singurătate și chiar m-am bucurat când am văzut această temă
dat este, este cercetată. Deci, eu consider că este interesantă corelarea celor patru componente despre care s-a vorbit mai sus. Mi-a plăcut foarte mult trainingul, chiar l-am citit cu atenție, mi-a plăcut cum a fost descris, prezentat în tabel, toate cele 20 de activități foarte bine structurate și interrelaționate între ele, terapiile utilizate de dumneavoastră, exercițiile foarte bine combinate din diverse terapii. Un eșantion impunător ați avut, 120 de studenți, 104 tineri angajați în câmpul muncii. Mi-a plăcut corelațiile, rezultatele obținute, atât corelațiile pozitive, negative între fenomenul acesta de singurătate, între fenomenul acesta de singurătate ca perceput ca pozitiv sau ca negativ, iarăși aici sunt, cu adevărat, teza este foarte, deci ea prezintă, aș spune eu, un tramplin pentru cercetări multe, largi, în diverse domenii. Este doar un început. De aceea eu vă doresc, Olga, vă doresc dumneavoastră conducătorul succese mari în continuare și părerea mea este că teza de doctorat elaborată de dumneavoastră, doamna Bondarenco, cu răspunde rigorilor cercetărilor științifice și meritați să vi se acorde titlul de doctor în psihologie la specialitatea 511-01 psihologie generală. Felicitări tuturor și mă bucur să fiu în această comisie frumoasă la o astfel de teză interesantă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult, stimată doamna Călange, pentru cuvântul doamnei Oksana Palate, doctora în psihologie, conferința universitară, în această comisie a făcut ușurile secretar științific. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, doamna președinte, a comisiei de doctorat. În cele ce urmează, evident, voi exprima punctul de vedere cu referire la lucrarea elaborată de către doamna Bondarenco Olga împreună cu conducătorul științific Tostaie Svetlana. Am primit plăcere să analizez această lucrare, care este una actuală și relatează niște concepte pe care mai rar le găsim în lucrările de doctorat. Aici mă refer la acele concepte singurătate, reflecție, maturitate personală, care foarte frumos este conceptul acesta al treilea de maturitate personală este frumos asociat cu fenomenul autoactualizare, care într-adevăr, cum a vorbit doamna Platon, nu se regăsește în titlul temei, dar frumos este făcut accent pe componentele acestei acest concept. Este o teză clasică cu acea bază conceptuală bine aranjată, structurată, cu trei capitole. În primul capitol este analizată, sunt analizate minuțios acele fenomene esențiale, acele concepte de bază. În capitolul 2, doamna Bondarenco vine și explică toate metodele empirice valorificate și prezintă clar rezultatele obținute la acei 224 de subiecți tineri cu vârstă cuprinsă între 20 și 25 de ani, acest grup fiind repartizat în două categorii, și anume categoria subiectelor care fac parte din mediul acesta academic al Universității de Stat de Moldova, profiluri, specialități diferite, și acei tineri care sunt angajați și nu sunt cu studii superioare. Este prezentat eficient acea dimensiune statistică și sunt comparate frumos rezultatele obținute de către eșantionul cercetării. În partea a treia, în capitolul al treilea, sunt prezentate ședințele, sunt descrise activitățile realizate în cadrul programului formativ. În anexe este prezentat chiar programul integral de formare cu referire la dimensiunea aceasta de reflecție. Și sunt
bine structurate în acel tabel la cele componente trei de bază pentru programul formativ, ceea ce am apreciat. Deci, concluziile sunt relevante, lucrarea conține și recomandări care pot fi luate în considerație și mi-a plăcut mult acea notă definitorie aranjată, că într-adevăr este o problemă acutizată în această perioadă în care ne aflăm deja de 2 ani, da, aproape 2 ani, situația cu pandemia COVID, care a făcut ca această teză să fie și mai actuală. Mi s-a văzut cumva aspectul acesta al importanței și prin nevoia asta care ne-a acaparat și ne-a făcut să fim altfel. Interesant este pus accentul acesta pozitiv al dimensiunii singurătății, prin care înțelegem că, uite, nu poate fi analizat acest concept din perspectivă tristă, da? Dar venim cu aspectul ăsta pozitiv, că de fiecare dată vedem ce avem, cum se simte, cum se simte persoana care denotă această caracteristică. Și pune, în lucrare se pun frumos accentele pe partea aceasta a pozitivă, conceptului de singurătate. Evident că după o analiză atât de amplă făcută de referenții oficiali, noi aici discutam cu doamna președintă să fim mai succinți. Consider că lucrarea a creat suficiente valori și consider că doctoranda merită să îi se confere titlul științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-01, psihologie generală. Felicitări! Mulțumim, doamna Oxana, și oferim cuvântul doamnei Daia Svetlana, doctor în psihologie, coordonator științific al acestui doctorat. Уважаемая госпожа председатель, уважаемые члены комиссии, официальные оппоненты, я хочу начать свое высказывание с позиции научного руководителя и сначала выразить слова благодарности. В первую очередь членам сопроводительной комиссии, которые на протяжении этих долгих лет были рядом с нами и очень сильно помогали нам выстраивать работу, находить ее сильные стороны, выносить что-то на первый план, реструктурировать ее и так далее. Огромная благодарность всему департаменту психологии нашего родного государственного университета, потому что в рамках этой дискуссии в департаменте это было очень здорово, очень полезно для нас. Все проявили заинтересованность, приносили свои идеи. Мы старались все учесть именно для того, чтобы работа на сегодняшний день получилась такая, какая она есть. Хотя сегодня мы также очень признательны всем выступающим, особенно официальным оппонентам, которые сделали столь детальный анализ, в котором выявилось, что вот еще какие-то акценты особые можно было поставить в этой работе. И это прекрасная идея для будущих исследований. Надеюсь, что Ольга не завершит свою работу с этой интересной темой. И здесь плавно перехожу уже на свою часть выступления в качестве члена комиссии. И хочу присоединиться ко всем тем анализам и высказываниям, но особый акцент очень хочется сделать тоже на актуальности, про которую сегодня говорилось много, но, наверное, никогда не будет достаточно, учитывая то положение, ту ситуацию, в которой мы находимся. Тогда, когда мы начинали это исследование, такое понятие, как пандемия, еще не существовало, но тем не менее актуальность этой работы, она все равно была видна. Несмотря на то, что мы живем в таком мире, в 21 веке, научно-технический прогресс, и мы, казалось бы, находимся на таком этапе человеческого развития, когда посредством нажатия одной кнопочки, находясь в любом конце земного шара, мы можем соединиться, встретиться, вот как сегодня, например, здесь каждый находится
Многие из нас находятся далеко, но тем не менее мы создаем одно единое пространство, в котором мы можем общаться. И вот эти технологии, которые, казалось бы, позволяют людям всегда находить друг друга и поговорить тогда, когда хочется, получить эту какую-то поддержку и теплоту. Но тем не менее, именно вот в такое прогрессивное время люди остаются с этим чувством одиночества, чувствуют себя одинокими как на физическом, так и на психологическом плане. И становится в нашем окружении много таких людей, и тогда проблема одиночества, она остается аксиомой как бы для наших на сегодняшних дней. Ну и уж когда наступил такой период, как пандемия, когда вынужденные люди были оказались в какой-то состоянии этой изоляции, да, какие-то проблемы, особенно семейные, повыходили на первый план, и тот, кто делает свои исследования, например, в рамках семейной психотерапии, наверняка обнаружил феномены, которые привели к повышенным конфликтам, но, с другой стороны, вот эта тема одиночества, она стала очень ярко выраженной. Поэтому мы считаем, что объяснение характера одиночества или каких-то особенностей его проявления, они остаются ключевыми и очень актуальными на сегодняшний день. И любые исследования, в том числе и наше, приносят свою пользу. Мы знаем о том, что одиночество, оно в принципе очень важное для самопознания и для развития человека. И вот Мустакас, о котором очень много, на которого ссылалась претендент в своей работе, говорил именно о том, что человеку требуется это уединение, это пауза для того, чтобы переработать, для того, чтобы интегрировать свой какой-то опыт, впечатления, свои процессы взаимодействия с миром. И здесь в качестве ключевых феноменов, которые сопровождают эти переживания человека и поддерживают его вот в этом процессе самопознания и развития, естественно, здесь ключевой момент – это феномен, это рефлексия. Ну а рефлексия, в свою очередь, она и приводит к тому, что человек развивается, самоактуализируется, и это приводит его к формированию той самой личностной зрелости. Личный вклад Бондаренко Ольги в науку, на наш взгляд, в рамках данного диссертационного исследования заключается в том, что она сумела определить характер одиночества как субъективного переживания и связанную с ним степень развития рефлексии личностной зрелости. И это способствует или помогает предупредить деструктивный, разрушительный эффект на личность одиночества, ну, в том числе посредством развития рефлексии. Ну, а любая борьба с негативными последствиями переживания одиночества, она, конечно, и должна, наверное, начинаться не с искоренения самого одиночества как такового, а именно с формирования нового отношения к нему, то, что можно сделать благодаря вот, феномену рефлексии. На мой взгляд, диссертант очень грамотно опирается на общетеоретические исследования, на последние научные ученые публикации. И своим исследованием достаточно убедительно показало, что позитивное одиночество имеет ведущее значение в процессе самоактуализации личности, что структура самоактуализации, личностная зрелость и рефлексивность являются взаимосвязанными компонентами и процессами, с одной стороны, а также очень связанным с процессом переживания одиночества. Чрезвычайно важный вывод исследования то, что изменению отношения к одиночеству может способствовать целенаправленная работа, например, в рамках психологического тренинга, в том числе разработанного Бондаренко Ольгой, и это работа, которая направлена на развитие рефлексивности, на самопознание, на формирование внутренней устойчивости и доверия к самому себе, на развитие ответственного отношения к жизненным выборам, задачам и целям. Хотелось бы снова, наверное, войти в роль научного руководителя и отметить еще некоторые аспекты.
Хотела сказать, что в течение обучения в докторской школе и во время подготовки вот этой диссертации Ольга Бондаренко проявила себя очень ответственно, проанализировала огромное количество работы, провела очень детальную статистическую обработку данных, очень усердно работала, и публикаций достаточно презентабельные. Да, конечно, у нас нет публикаций VC, наверное, из-за этого мы не можем претендовать на квалификатив экс-членца для этой работы согласно критериям, разработанным министерством. Но, тем не менее, на наш взгляд, работа достаточно хорошая или даже очень хорошая. И несмотря на то, что есть еще какие-то аспекты, которые можно было осветить в этой работе, то, что представлено, на наш взгляд, является очень завершенным. Ну и стоит еще отметить, что с самого начала момента написания гранта для министерства по этой тематике Ольга была очень мотивирована. Она точно знала то, что она хочет сделать, что она желает исследовать, с кем она желает работать в этом исследовании, какими инструментами. И к моменту апробации этого самого гранта и зачисления в докторскую школу она была уже подготовленной с точки зрения теоретической и методологической. То, что работа получилась такой хорошей, я хочу сказать, что это еще благодарность снова факультету нашему психологии, педагогических наук, сейчас уже социологии и социальной работы, потому что Ольга получила очень хорошее базовое образование, леченца и мастерат у нас, и со студенческой скамьи проявляла себя как увлеченного психолога. И хочется отметить, что в рамках этой работы, которая связана с личностной зрелостью и самоактуализацией, я как человек, который видела Ольгу с первого курса еще на леченце до сегодняшнего дня, точно могу отметить, что она совершенно уверенно идет по этому пути самоактуализации и надеюсь, что этот путь продолжится. Спасибо большое всем, и я как член комиссии, конечно, тоже буду голосовать за то, чтобы Ольге Бондаренко был присвоен, чтобы работа была признана, и чтобы был присвоена ученая степень доктора психологии по специальности 511.01 общая психология. Спасибо. Stimată doamna Светлана Толстая, onorată asistență, în cele ce urmează oferit cuvânt președintelui Comisiei de Doctorat, doamnei Angela Cotin, doctor în psihologie. Mulțumesc mult, onorată de doctorat, înțeleg să-mi expun și eu care respectiv pentru tractat. Lucrarea pe care am spus doamna Bondarenco o propune pentru obținerea doctoratului în psihologie se încadrează într-o lucrare originală care corespunde în acest lucrarea conține pastă, elaborat pe un număr de 220 și 400 de experți. Dar în același timp ea vine și ca răspuns la nevoile nevoile practicieni care lucrează cu bani care au anumite probleme de fenomenul singurității. Foarte atent doctoranda
perspective, ca și fenomenal și ca și fenomen funcțional, înceam că care este granița dintre aceste valențe ale. Și în final vine cu recomandări concrete care competențelor de mai ales care au un aspectate sau istorie. Asta fiind spus, stimată doamna Bondarenko, consider că lucrarea dumneavoastră și consider că meritați să se atribuie la specialitatea psihologiei pentru lucrare și pentru acolo la care ați ajuns acum. Și conform procedurii, următoarea etapă trebuie să membrii din comisie. Уважаемая комиссия, члены комиссии, научные руководители, все, кто были задействованы в этом в сегодняшней публичной защите, я хочу выразить свою безмерную благодарность. Это оказывается немного более эмоционально, чем я думала, волнительно, но работа бы не состоялась без вас, без вашей поддержки, без вашей помощи, советов, бесценных рекомендаций, которые мы постарались учесть. И, как было уже сегодня, наверное, замечено, нет предела совершенству, будем дальше работать и стремиться к тому, чтобы все было как можно более лучше сделано. Спасибо вам большое за ваши положительные отзывы, спасибо большое за рекомендации и с наступающими новогодними праздниками. Я вас всех поздравляю. Urmează procedura de votare și procedura de votare este responsabilă doamna secretar științifică, doamna Claudia Oxana, care va organiza această procedură. Când vor fi transferați în sală de așteptare. În urmă de asistență, în cele ce urmează, vom oferi calificative pentru lucrarea elaborată de către Olga Bondarenko cu tema particularități ale reflecției și maturității personale în manifestarea sentimentului de singurătate. Toți invitații vor fi transferați în camera de așteptare, iar membrii comisiei de doctorat vor rămâne pentru a completa acest formular. Țin să fac o remarcă aici că persoanele care sunt cu activitate de la distanță, vor accesa formularul care vă va apărea acum în ecranele dumneavoastră și vreau să fac o concretizare în conformitate cu aceste condiții, cerințe față de tezele de doctorat. Avem 7 criterii pentru care trebuie să votăm, să apreciem cu unul din calificativele. Și vreau să fac o remarcă că dacă oferim pentru criteriu 4 puncte, înseamnă că suntem de acord cu calificativul excelent. Foarte bine, calificativul foarte bine se apreciază cu 3 puncte. Calificativul bine este apreciat cu 2 puncte și calificativul satisfăcător este apreciat cu 1 punct, respectiv nesatisfăcător cu 0 puncte. În observați, aveți, da, cu cuvinte. Aveți eu vreau să fac o remarcă, o completare, stimatelor doamne. Deci aveți în vedere că calificativul excelent se oferă atunci când doctorand are în Of Science publicație. Da, doamna Cuznețov, noi vă mulțumim foarte mult. Deja doamna Tostaia
în etapa în care a vorbit, a făcut o remarcă că doctoranda nu are publicații în reviste de tip Web of Science. Adică deja am bifat această secvență și vă rugăm foarte mult să nu puneți calificativul excelent, adică 4 puncte, pentru ceea ce înseamnă publicații în ediții științifice de tipul enumerat. În cele ce urmează, observați că în chestionarul din ecran aveți calificativele fără puncte, dar automat, alegând calificativul excelent, așa cum am spus, sunt caracteristice, punctele la care vom face referință la sfârșitul evaluării acestei lucrări. Menționez că persoanele care suntem aici în format fizic vom completa formularele în format da. Stimați membri în comisii de doctorat, vreau să vă anunț cu referire la media calificativului pe criteriu. În urma adunării realizate, am obținut media calificativului pe criteriu 2,9, ceea ce rezultă că este 3. Conform acestor explicații, se referă calificativul, pentru punctajul 3, este caracteristic calificativul foarte bine. Da. Vă mulțumim, stimați membri ai Comisiei de Doctorat pentru vot și dacă îmi permiteți rezoluția, după care să dăm această rezoluție, rezoluția este votează în mod deschis sau contra. Putem să le evaluare a dezintegrării și a prevenirii a calificativului. Comisia de doctorat formată prin hotărârea Consiliului Științific al Universității din Stat din Moldova din 4 noiembrie s-a luat în rezultatul susținerii Contarentul Volga, a tezei de la specialitatea particularități ale lucrurilor anunțat mai sus, prezintă o lucrare științifică valoroasă, întrunește exigențe de conținut și de formă stabilite. Principalele teze și concluzii au fost discutate în cadrul conferințelor științifice la care autoarea a participat, iar altele au fost reflectate în publicații științifice. Rezumatul prezentat conține principalele concluzii și recomandări ale tezei. Teza corespunde cerințelor înaintate de actele normative în domeniu. În procesul de evaluare a tezei de doctorat, fiecare membru al comisiei de doctorat a atribuit propriul calificativ pentru fiecare criteriu stabilit. Și în rezultatul calculului pentru fiecare criteriu s-a obținut media și calificativul general al tezei de doctorat. Având în vedere cele constatate mai sus, comisia de doctorat a hotărât a atribui tezei de doctor cu titlul asupra năstării creației личностной зрелости у людей с разным уровнем субъективного переживания одиночества. И обратно, де донна Ольга Бондаренко квалификативу «Фуарте бине». И, второе, аккорда донне Бондаренко Ольга титул штинцы доктор ин психологии на специалитете психологии генерала. Pentru atribuirea calificativului respectiv și propunerea de acordare a titlului științific de doctor în psihologie, doamnei Olga Bondarenko, comisie de doctorat, în prezență de 7 membri, rog să votați. Pro. Aha, toți pro. Așa, deci toți pro. Deci pentru poziția pro, 7 persoane, pentru poziția contra, 0. Stimată comisie de doctorat, vă mulțumesc pentru participarea la
această ședință și ofer cuvântul de final doamnei doctorante.